Domnule Boca, faptul că această suprafață de 379 de metri pătrați este una total nepotrivită pentru un asemenea proiect imobiliar, ați recunoscut și dumneavoastră. Nu știu de unde aveți informația asta, eu nu am menționat niciodată. De la colegul meu din dreapta. Unde? De la colegul meu din dreapta, domnul Vintil. Da. Bun. Da. Bun. Eu am fost ținut și mă cheamă Vintilă, dacă nu și uitați. Eu am susținut să se treacă, într-adevăr, ca o recomandare. Domnule Boca, faptul că această suprafață de 379 de metri pătrați este una total nepotrivită pentru un asemenea proiect imobiliar, ați recunoscut-o și dumneavoastră atunci când i-ați recomandat, că nu v-ați permis să-i solicitați în mod expres beneficiarului, să mai concesioneze niște teren pentru acest proiect urbanistic. Chiar dumneavoastră ați spus acest lucru, că suprafața de teren este una derizorie pentru un astfel de proiect imobiliar. Știu, cred că asta e informația, îmi cer scuze că intervin, mi-a menționat numele. Nu știu de unde aveți informația asta, eu nu am menționat niciodată. De la colegul meu din dreapta. Unde? De la colegul meu din dreapta, domnul Vintil. Da. Bun. Da. Eu am susținut și mă cheamă Vintilă, dacă nu și uitați. Eu am susținut să se treacă, într-adevăr, ca o recomandare, mi s-a părut că ar fi oportun să-și întregească suprafața cu acea, cu acel teren pentru a fi mai, să spunem, să respecte cutuma despre care ați pomenit mai devreme, că se vorbea în vechea comisie de specialitate. Domnul Boca, de altfel, nu-l știu, înseamnă că lipsește de la ședință, să-l punem absent, nu cred că face parte din Comisia de Urbanism. Nu știu de ce purtați dialog cu dânsul. Dacă tot îmi permiteți să continui, aș vrea să întreb un lucru. Prin reprezentanții Partidului Liberal, care fac parte din această comisie de urbanism, ați sesizat voi ilegalitate, hai să vorbim aplicat pe acest proiect sau pe celelalte proiecte, spuneți-o în plen aici. Comisia s-a întrunit și a recomandat ca acest pus să intre pe ordinea de zi a Consiliului Local. Aici analizăm cu adevărat proiect. Comisia de specialitate n-a făcut nimic altceva decât să verifice din punct de vedere tehnic și oportun dacă toate avizele sunt în regulă, dacă indicatorii tehnici sunt respectați așa cum prevede legea. N-am găsit absolut niciunul și colegii noastre vă pot confirma acest lucru, că nu am găsit inadvertențe în documentație. Ce motiv aveam, cu toate că eu am avut chiar o pornire și am fost inițial mai aspru în analiză, tocmai datorită suprafeței, nu am găsit nicio ilegalitate, nu am găsit niciun aviz în neregulă,
ca să mă pot abține în final la a recomanda să intre pe ședința de pleaș. Încât dacă aveți sesizări în ceea ce privește legalitatea acestui proiect, spuneți-o colegilor acum în plen. Mulțumesc. Da, deci domnul viceprimar și după aceea am și o scurtă intervenție ca membru în Comisia de Urbanism. Vă mulțumesc, domnul președinte. Consider că e oportun ca să citim și câteva avize și avem avizul de oportunitate în 2 august 2018, avizul de la Comisia de Urbanism 1.11.2018, 20.02.2019 este ultimul aviz, așa că treaba cu o lună, cu 3 săptămâni, mai mult decât incompetență, nu pot să vă spun. Nici nu știți să citiți. E greu. Și mai aveți pretenții că sunteți profesor. Pare rău. Domnule Boca, faptul că această suprafață de 379 de metri pătrați este una total nepotrivită pentru un asemenea proiect imobiliar, ați recunoscut-o și dumneavoastră. Nu știu de unde aveți informația asta, eu nu am menționat niciodată. De la colegul meu din dreapta. Unde? De la colegul meu din dreapta, domnul Vintilă. Da. Bun. Asta vreau să-i Eu am susținut și mă cheamă Vintilă, dacă nu și uitați. Eu am susținut să se treacă, într-adevăr, ca o recomandare.